Eu și soția mea avem un stalker și habar n-avem cum să scăpăm de el. Magdalena, iubire, trebuie neapărat să vorbim. Fii atentă. Știu că am zis că vrem să punem bani deoparte și că vrem să nu-i mai aruncăm pe prostii, însă am stat și m-am gândit și avem nevoie neapărat de o mașină. Doar gândește-te, Magdalena, în ultimul timp câți bani am aruncat pe taxi și pe alte prostii. Și pe lângă chestia asta, trebuie să mergem la cumpărături. Trebuie să luăm sacoși și iar dăm bani pe taxi, n-are niciun sens. Trebuie neapărat să cumpărăm o mașină. Știu că data trecută am vrut să cumpărăm una de vreo 10.000 de dolari. Am stat și m-am gândit și bă, cred că e cam mult. Cred că putem să găsim una bună și pe la 5-6.000, nu? Că na, nu încep mașinile bune doar la 10.000 de dolari. Nu știu, dar avem nevoie de o mașină. Și pe lângă chestia asta, zice să fiu cu tine, poate vrem și noi să plecăm din oraș. Poate vrem și noi să ne mai ducem într-o mini vacanță de o zi chiar, 2-3 zile. Și nu putem că n-avem mașină. Pe bune, uite, avem și garajul ăsta foarte, foarte frumos, uitați-vă, fraților, special pentru mașină și noi n-avem mașină. Nu crezi că am avea nevoie de una? Da, Mario, să ai dreptate, păi, o să vrem și noi să mergem în vacanță odată, ce o să facem? Corect! Sau o să vrem să cumpărăm mai multe lucruri de la supermarket? Corect, clar avem nevoie de o mașină, 100%. Dar nu știu, eu m-am mai gândit și mi se pare că 10.000 de dolari e prea mult pentru o mașină, păi ce am zis eu exact? Hai să căutăm una pe la 5-6.000, corect, hai să zicem așa, 6.000 să fie maximum. Contează să fie ceva de calitate și să aibă 4 locuri, corect, hai să nu, deci nu contează marca, nu contează culoarea, nu contează nimica, să fie într-o stare bună, cred. Oh, să știi că chiar ieri mi-a apărut pe Facebook că un om din Hamburg își vinde mașina. Costă 6.000 de dolari negociabil și era de culoare roz. Din câte am citit pe acolo, n-avea atât de mulți kilometri și din spustele lui a avut grijă de ea. Mamă, par fi perfect să fie bun. 6.000 de dolari negociabil? Dacă stau să mă gândesc, poate o scoatem la 5.000, fraților, sau măcar la 5.500, o să încercăm. Dar te rog, eu nu știu, să-i cauți anunțul sau ceva. Să caut anunțul și să-l întreb dacă a vândut-o, da. Mai ales dacă e din Hamburg, țaca-paca, mergem, vedem mașina. Că ne știm și noi cum ar trebui să arate o mașină îngrijită și o cumpărăm. Numai bine putem să mergem noi la el sau să vină el la noi chiar astăzi ca să luăm mașina. Pe bune, pe bune, hai, te rog, eu caut anunțul. Până atunci hai să le zic și copiilor. Copii, să știți că eu și mama voastră ne-am gândit și o să cumpărăm o mașină. E o mașină de culoare roz. În sfârșit, tata, cumpărăm și noi o mașină. Asta înseamnă că în weekend o să mă duci pe mine și pe prietenii mei la baraj să notăm. Bă, de ce nu? Adică nu. Folosim și noi mașina, că nu degeaba o cumpărăm, fraților, să stea în parcare. Ce zic? O folosim, da, te duc, de ce nu? Tata, eu nu vreau să mă bag, că până la urmă avem nevoie de o mașină, dar se vede urât. Ce se vede urât? Voi îmi spuneți că nu avem bani de PlayStation 5, dar cumpărați lucruri mai scumpe de 5 ori decât PS5-ul. Bă, Răzvane, tu acum te superi că noi cumpărăm o mașină în loc să-ți cumpărăm ție PlayStation 5? Adică măcar dacă ați fi mințit, nu știu, ați fi spus că ați câștigat la un concurs mașina sau ceva, dar eu zic, bă, eu zic să nu mai cumpărăm de mâncare până la urmă, că dacă facem foamea două luni, poate strângem bani de PlayStation 5, bă, tu ai luat-o razna, dar așa pe față chiar nu vă gândiți. Doamne, iartă-mă, copii din ziua de azi, în fine. Bun, haideți, fraților, că o să aștept pe Magdalena să văd dacă o să găsească anunțul și dacă îl găsește, mergem să vedem mașina, nu? Magdalena, iubire, ți-a răspuns? Marius mi-a răspuns, mi-a zis că o lasă la 5.500 dacă mergem astăzi să o luăm. Hai să mergem. Mi-a dat adresa, iau banii și mergem? Sau nu știu, sper să nu fie țeapă și să fie o mașină bună. Bă, nu cred că o să fie țeapă. Adică, na, mi se pare fațio că dacă omul spune că o lasă la 5.500, nu știu ce, cred că are nevoie de bani urgent și de-aia o vinde. Adică nu cred că o vinde din cauza faptului că s-a stricat sau ceva de genul. Sau asta e părerea mea, poate să mă fraierească el sau ceva de genul. Nu știu, dar na, e o mașină frumoasă. Tata, putem să venim și noi și ce culoare are mașina? Nu, mai bine. Izabela și Răzvan, mai bine stați acasă. Da, o să mergem eu cu mama voastră și este o mașină, ți-am mai zis, de culoare roz. O să arate... O să arate mișto rău de tot, dar nu contează ce culoare are. Contează să fi fost întreținută, nu? Așa zic eu. Doamne, iartă-mă, culoarea roz. Ia uite ce comentează. În fine, Magdalena scumpă, haide să ne pregătim. Sună-l pe ăla și... Adică nu, nu mergem acum. Sună-l și întreabă dacă putem să mergem acum sau la ce oră, că poate omul nu e acasă, cine știe.
În sfârșit ai ieșit și tu afară, domnule, fără supărare, dar ne-ai lăsat aici să așteptăm 30 de minute când noi vrem să-ți cumpărăm mașina. Deci, fraților, ne-a dat omul ăsta mesaj, ne-a zis la ora la care să venim, vedeți că deja s-a făcut seară, însă stăm aici de 30 de minute. Bă, de 30 de minute. Domnule, v-am așteptat atât de mult, deja s-a făcut și seara. Asta este mașina, prezentați-le și nouă despre ce e vorba, că n-am așteptat degeaba. Bă, după cum puteți vedea, fraților, bă, eu zic că mașinuța arată destul de ok, nu? Adică, așa mi se pare. Pare așa că e într-o stare foarte, foarte bună. Adică, nu văd zgârieturi pe ea, nu văd alte chestii care, să spunem așa, i-ar scădea din valoare și fiți atenți. M-am uitat cu Magdalena de curiozitate, stați să nu mă aud ăla. M-am uitat cu Magdalena de curiozitate și modelul ăsta de mașină pleacă de la 7500, 8000, am văzut ceva la 7500 care... Nu era atât de mișto ca asta, știi ce zic? Adică probabil băiatul ăsta are nevoie de bani, dar eu vin de la prețul ăsta, e perfect, la 5500 e perfect. Mamă, dar chiar arată frumos rău de tot. Ia zi, domnule, că te-am așteptat aici jumătate de oră, nu mai zic. Ia gura mai mică, că nu vă mai vând nicio mașină. Aveți noroc că am nevoie de bani, că altfel nu aș fi dat-o. Sunt un om ocupat, am muncit, doamnă, nu am stat degeaba, de-aia am întârziat. Bă, hai, gata cu chestiile astea, termină-te, prezintă-ne mașina. În fine, mașina nu are nicio problemă. N-a avut niciodată niciun accident, doar acum 3 ani când am zgâriat eu partea din față din cauza că cineva din trafic nu s-a asigurat. Dar după cum puteți vedea, totul e vopsit. Bă, ia vedeți, fraților, că se cam observă, adică nu, cred că e bine. Se observă că e aici puțină culoare, dar na, cred că așa ar trebui să fie. Bă, arată frumos, bă, într-adevăr, arată frumos. Adică, stați puțin, fraților, cred că el nu se referă la capotă, că cum ia zgâriată la capota din trafic, nu. Cred că se referă pe aici, după cum puteți vedea, eu nu văd nicio imperfecțiune, cel puțin eu, nu știu, habar n-am. Prețul pe care oferi e 6500. 6500! Bă, n-ai zis 5500, ești desimțit? Nu negociezi, este o mașină foarte bună, însă să ne învui să o vând. Doamne, iartă-mă ce nesimțit. Magdalena scumpă, eu zic să-i dăm 6500. Știi că ne-am uitat și aia la 7500, nu arăta ca asta. Adică asta chiar arată destul de bine, fie vorba între noi. Dă-i 6500 să ne scăpăm de-l, doamne, iartă-mă. Da, fraților, măcar ne-am făcut cu o mașină bună. Am și așteptat jumătate de oră, am plătit și cu 1000 mai în plus, nu mai zic nimic, că doar mă enervez. Fraților, am ajuns acasă, Magdalena a condus mașina până aici, bă, și chiar merge foarte bine, adică n-am ce să zic, Magdalena a zis că se conduce foarte bine, eu până acum nu am condus-o, bă, dar e o mașină bună, deci eu zic că 6500 chiar a meritat, da, am dat cu 1000 mai plus decât am vorbit, era clar că omul ăla nu-i de cuvânt, având în vedere că mi-a lăsat să așteptăm atâta, însă, bă, eu zic că am făcut o înțelegere bună. Marius, iubire, iubesc mașina. Chiar dacă nenea ăla a fost destul de răutăcios, nu ne-a mințit când a spus că mașina a fost întreținută. Bă, v-am zis, probabil avea nevoie de bani și de-aia a vândut-o. Chiar se vede și cel mai important, se simte la atingere. Acum că am condus, parcă mi-aduc aminte cât de mult îmi place să conduc. Nu am mai condus de atunci decât am făcut accidentul, dar de data asta s-a simțit foarte bine. Bă, e o mașină chiar foarte, foarte tare. Vouă, copii, ce spuneți? Vă place? Wow, e roz, e adorabilă. Tata, mama, trebuie neapărat să mergem într-o vacanță, că de-aia am luat-o, nu? Băi, stai puțin, că acum am cheltuit o tonă de bani, că deja mă ia cu dureri. Am cheltuit deja o tonă de bani, vacanța altă dată, nu zilele astea, că mă ia rău. Nu am luat-o să ne plimbăm prin oraș cu ea, am luat-o ca să ieșim din el. Nu, uite că am luat-o să ne plimbăm prin oraș cu ea. Răzvan, tu ce zici de mașină? Tata, ție chiar îți place mașina asta? Doamne. E roz, e de fete, nu e de băieți. Păi atunci, uite, tu când mergem noi undeva cu mașina, tu ești pe lângă și alergi după noi. E bine așa, dacă nu vrei să intri. Fii atent, am o idee. Haideți să mai cumpărăm încă o mașină, dar pe albastru, ca să fie de băieți. Doamne, iartă-mă. Sau verde, dar mie nu-mi place verde. Dar dacă ție chiar îți place verde atât de mult, putem să cumpărăm una pe albastru și una pe verde. Bă, Răzvane, fii atent la ce m-am gândit. Hai să nu cumpărăm doar așa una pe albastru și pe verde. Hai să cumpărăm una pentru fiecare zi a săptămânii. Dar gen, nu, cumpărăm mai multe. Hai să cumpărăm 50 de mașini, ești nebun. Să avem în fiecare zi pe mai multe culori, ai înțeles? Luni luăm... mașina galbenă de luni, marți luăm mașina portocalie de marți, miercuri luăm mașina portocalie de miercuri, baie luat-o razna.
E foarte bună mașina, ești nebun? E foarte bună, ce contează că e roz? E o culoare foarte tare, fraților, și așa, îți sare în ochi, chiar arată foarte, foarte frumos. Mișto. Bun, haideți băi și fete să ne punem la somn, pentru că mâine de dimineață va trebui să mă duc la muncă și voi la școală. Așa că hai să ne odihnim. Aoleu, bă, cât e ceasul, man? Magdalena, iubire, bună dimineața. Mamă, deja e dimineață? Bun, nu știu, fraților, de ce aveam impresia că mai am... Nu știu, că mai am minim jumătate de oră, o oră de dormit. Aoleu, trebuie să mă duc la muncă. Marius, iubire, trezește-te. Așa, îmi pare rău că te-am trezit. Știu că mai aveai încă 30 de minute de somn. Bă, știam eu ceva, man, știam eu ceva. Dar de ce mai trezit, iubire? Dar voiam să te anunț că eu și copiii o să plecăm de acasă de acum, pentru că mergem până la magazin ca să le cumpăr niște rechizite. Deci, Magdalena, fraților, mi-am dat seama ce se întâmplă. Îi place să conducă mașina. Numai bine, mă mai plimb și eu puțin cu mașina, eram sigur. Să nu o lăsăm să stea degeaba în fața casei. Tu astăzi mergi la muncă? Da, o să merg. Da, o să mă mai odihnesc încă vreo jumătate de oră după ce plecați voi. Păi atunci hai să le spun și copiilor... La revedere, copii, din câte am înțeles de la mama voastră, o să vă duceți să vă cumpărați niște rechizite. Eu o să mă mai bag puțin la somn. Na, baftă! Tata, te-ai mai gândit la oferta mea? Da, mă, Răzvan, nu ți-am zis, deja am dat comandă. 50 de mașini în fiecare zi a săptămânii, pe fiecare culoare, că ce, suntem săraci? Mie-mi e rușine să mă plimb cu mașina roz. O să zică toți că sunt fată. Păi tu ce mergi pe lângă, ți-am zis. Mergi pe lângă, alergi după mașină. Doamne, iartă-mă. Tata, spune lui Răzvan că-i cumpere o bicicletă albastră. Da, dai-o banii pe bicicletă. Și să ne lase pe mine și pe mama cu mașina, iar el să dea la pedale. Pă bune. În fine, hai că o să mă bag înapoi la somn. Hai, vezi că am mai putut să dorm dacă e ceva, fraților. Mi s-a stricat tot somnul de frumusețe. În fine, hopa, am un mesaj nou. De la cine? Oh, de la Magdalena. Marius, sper că n-ai plecat la muncă. Vino neapărat în parcare la supermarket, e aici și poliția. Am făcut accident în parcare. Nu a fost vina mea, o doamnă a intrat în mine. Mamă, frate, sper să fie toată lumea bine. Mamă, voiam să zic, hai să iau mașina. Hai că iau bicicleta, bă, ce s-a întâmplat? Doamne, man. Mamă, sper să fie toată lumea bine, fraților. Lasă mașina, că până la urmă e doar un metal. Doamne, iartă-mă. Ce-a spus Magdalena? O doamnă a intrat în mine, bă, dacă e în parcare, bănuiesc că nu e chiar atât de grav. Câtă viteză să fie avut? Doamne, iartă-mă, bro! Bă, da, și Magdalena are un noroc la astea, fraților. Deci nu-mi vine să cred. Mă, sper că toată lumea e bine, ești nebun? Sper că toată lumea e bine. În parcare la supermarket aici, nu? Nu aici. Aici, mai în față, nu? Doamne, iartă-mă, uite ăsta de mașină, la fel ca noi. Unde mai exact, fraților? Aia! Ia uite acolo în față. Ce s-a întâmplat, man? Magdalena, iubire, ce s-a întâmplat? Ești bine? Marius, iubire, stai liniștit, toată lumea este teafără. Mașina e puțin zgâriată, dar nici nu se observă. Copiii s-au dus la școală, toată lumea e ok. Bă, dar ce s-a întâmplat? Domnule polițist, știți cum face ce s-a întâmplat? Neața, Marius, deci din câte am înțeles de la fața locului, doamna Ramona de aici de față voia să iasă din parcare și nu s-a asigurat. Magdalena voia să intre în parcare fix lângă locul de lângă ea, iar aceasta a dat cu spatele și a lovit-o pe soția ta. Înțeleg. Din fericire nu prea se observă nimica. Toată lumea este teafără și nimeni nu s-a rănit. Acum voi puteți să faceți reclamații la poliție, dar eu zic că n-are niciun sens. Totuși, o să trebuiască după protocol să le iau declarație la amândouă, așa că o să mai stăm ceva aici. O să mai stau și eu ceva, fraților, aici. O să-i zic lui doctor Barbă că întârzi la muncă. Nu o să facem reclamație. Haideți, băi și fete, că până la urmă suntem oameni. Da, a fost o mică greșeală, e bine că nimeni nu a fost rănit. Aia e, se mai întâmplă, da? Doamne ajută-i, mulțumim lui Dumnezeu, fraților, că n-a fost ceva mai grav cu victime. Aia e, doamna Ramona, să știți că nu o să facem reclamație. Bună ziua, dumneavoastră sunteți soțul Magdalenei, îmi cer mii de scuze, nu trebuie să vă ceriți mii de scuze, se mai întâmplă. Și Magdalena, înainte să luăm mașina asta, a făcut un accident
mult mai grav decât, decât minoritatea asta. A, uitați-vă, băi, și vede, deci probabil da. Bun, bă, mare chestie, nu, nu cred că e. Sunt o amețită, nu știu ce a fost cu mine, nici măcar nu am dormit bine azi noapte. Îmi pare foarte rău că v-ați zgâriat mașina. Înțeleg dacă vreți să faceți reclamație. Nu trebuie, nu, pe bune, băi, și fete, nu, nu. Eu zic să nu, eu zic să nu și nici măcar nu se vede, nu? Uitați-vă, frate, băi, pare ca și nouă, nici nu se observă. Nu, frate, nu facem reclamații că nu câștigăm noi nimica dacă îi facem rău, rău altuia. În fine, eu o să mai stau aici ca să ia domnul polițist declarații și după o să mă duc la muncă. Ok, fraților, domnul polițist a luat declarații. Acum, din câte am înțeles, s-a dus la supermarket să se uite pe camerele de supraveghere. Nimeni nu o să facă reclamații sau ceva de genul, însă ci că ăsta este protocolul. Trebuie să știi mai exact 100% ceea ce s-a întâmplat. Magdalena, iubire, eu o să mă duc la muncă. I-am zis lui doctor Barbă că întârzi și, na, deja mi se duce perioada pe care i-am spus-o că o să o întârzi și trebuie să mă duc la muncă rapid. Deci vă mulțumesc enorm că nu alegeți să-mi faceți reclamații la poliție, doamna Ramona. Până la urmă suntem oameni, nu? Chiar înseamnă foarte mult pentru mine, pentru că știu că am greșit, dar totuși sunteți niște oameni buni și alegeți să nu faceți rău. Eu acum o să plec la muncă și eu la fel. Îmi cer mii de scuze, am o perioadă în viața mea foarte complicată și de-aia sunt cu capul în nori. Nicio problemă, nicio problemă. I-am dat Magdalenei numărul meu de telefon. Dacă cumva se întâmplă ceva la mașină, vă rog să mă sunați să vă ajut cu plata reparațiilor. Rămân datoare, chiar vă rog. Nu, adică nu, m-am uitat. Nu e nicio problemă. Doamne, toată lumea mai are genul ăsta de perioade în viață. Păi nu suntem oameni, lăsați așa. Baftă la muncă și soțul meu tot acolo cred că se duce. Da, și eu mă duc la fel. Bun, haideți, faceți, o să mă duc la muncă. Și na, băi, e bine că nu s-a întâmplat nimic. Da, e tragic că ne-am luat mașina. A, deja e zgâriată, dar nu contează. E bine că toată lumea este teafără. Într-un final am ieșit și eu de la muncă, băi și fete. Am sunat-o pe Magdalena și din câte mi-a zis s-a dus la un mecanic și mașina nu are absolut nimic, fraților, a fost zgâriată doar foarte, foarte puțin acolo în față, însă așa, din punct de vedere mecanic, adică na, cum funcționează ea și toate chestiile astea, este super ok. Se pare că Magdalena, Izabela și Răzvan sunt în spatele casei, na, uitați-vă și voi la ea. Bă, mi se pare că e o mașină drăguță. Na, aia e, fraților, se mai întâmplă și lucruri de genul. Dragilor, am venit și eu de la muncă. Ce faceți aici? Văd așa că sunteți posomorâți. Marius, am primit o scrisoare de amenințare prin poștă, poftim? Acum 30 de minute. O scrisoare de amenințare? De la cine? Eu nu înțeleg, parcă doamna aia Ramona era de treabă. Ce spui, să o sun? Stai puțin, Magdalena, că nici eu nu înțeleg. Ce s-a întâmplat? Cum adică să o sun? Ia stai, o să regreți. Crezi că poți zgâria mașina și să scape așa de ușor? Și tu și soțul tău și copiii voștri o să plătească. O să regrezi toată ziua asta, toată viața ta. Poftim? Ok, băi, și fete, asta e foarte ciudat. Dar stai, man, că nu Magdalena a zgâriat mașina lui aia. Ea i-a zgâriat mașina Magdalenei. Și de ce? E o scrisoare de amenințare, fraților, nu ne-am înțeles cu doamna aia Ramona? Băi, eu sunt foarte confuz, man, what? Era atât de treabă, a zis că ne mulțumește că nu facem reclamații și acum ce? Ne amenință? Dar nu era vina ei, ba da! De ce face genul ăsta de amenințări? Eu zic să nu o sun, să te duci direct la poliție, să mergem la poliție, băi și fete. Dar stați, și dacă sunt niște copii care fac o glumă proastă? Poate cineva a văzut accidentul și s-au gândit să glumească, că n-ar avea sens ca doamna aia să facă așa ceva. Bă, dacă stau să mă gândesc, da, s-ar putea să fie și asta, Magdalena. S-ar putea să nu fie Ramona aia, nu știu, nu o suna momentan. Nu știu, bă, și vede, adică ea de ce ar face chestia asta? De ce ne-ar trimite genul ăsta de scrisoare, men? Adică, măcar de era vina noastră, dar nici nu era vina noastră, bă, era vina ei. Cum adică o să regretăm? Și nici nu cred că e scrisă corect din punct de vedere al limbii române, habar n-am. Răzvan, tu ce spui? Și eu zic la fel, cred că e o glumă proastă. Dar totuși zic să mergem la poliție. Bă, băi și fete, eu zic să nu. Hai să vedem dacă se mai întâmplă ceva, să vedem dacă mai primim vreo scrisoare de asta și dacă mai primim, chiar mergem la poliție. Dar așa face eu, cred că pe bune. Cred că sunt doar niște copii care fac o glumă proastă. Așa cred eu. Nu știu. Fraților, eu și familia mea tocmai ce ne pregăteam să ne băgăm la somn și cineva ne-a spart geamul. Doamne iartă-mă, ce se întâmplă, fraților?
Cineva tocmai ce ne-a spart geamul. Doamne, iartă-mă, Mario, cineva ne-a spart geamul. Trebuie neapărat să sunăm la poliție. Nu, trebuie să mă duc la poliție. Bă, ce se întâmplă, man? Copii, stați aici. Tata, mi-e frică, cine ar face așa ceva? Tata, mergi la poliție, stați puțin. Bă, frate, cine ar face așa ceva? Hopa! Ne-au lăsat și ceva aici. O să regreți. Iar aceeași chestie? Ce crezi, mă, că scape așa ușor? Ți-am zis că o să regret ziua de astăzi și crede-mă că eu nu prea mint. No, băi, și fete, nu, trebuie neapărat să mă duc la poliție. Deci eu nu înțeleg ce se întâmplă. Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Scrisorile astea sunt trimise de doamna aia din parcare. Sunt trimise de Ramona aia, dar n-ar avea sens, bro. Ea părea o femeie atât de treabă și, nu știu, părea așa că n-are nicio treabă și că, și că și-asumă vina. Acum ce face? Ne trimite scrisori de amenințare? Și ne sparge geamul la, la casă? Ia să-i zic lui domn polițist, cred că și el o să fie la fel de confuz cum suntem noi. Bună seara, bună seara, domnule polițist, auziți? Fiți atenți ce s-a întâmplat. Deci s-a întâmplat asta și la prânz, dar am zis să nu fim la dumneavoastră. Știți ce s-a întâmplat azi dimineață cu accidentul cu Magdalena? Ei bine, pe la prânz au primit Magdalena și copiii, că eu eram la muncă, o scrisoare de amenințare prin poștă, unde era ceva de genul: dacă ai zgârea mașina, să nu crezi că o să scap cu viață, și tu și copiii tăi și soțul tău o să plătiți, o să regreți ziua de astăzi, nu știu ce. Noi ne gândeam că poate e vreo farsă proastă sau ceva de genul. Dar acum cineva ne-a spart geamul și uitați-vă, domn polițist, o altă scrisoare unde zice: ce crezi, mă, că scape așa de ușor? Ți-am zis că o să regret ziua de astăzi și crede-mă că eu nu prea mint. Dar eu sunt foarte confuz de ceea ce se întâmplă, pentru că doamna aia, ați văzut și dumneavoastră, era foarte de treabă, doamna aia din parcare, nu? Adică, bă, eu sunt confuz, ce se întâmplă, man? Ne amenință ea? Nu ne amenință ea? Cine ne amenință mai exact, fraților? Sunt super confuz, nu știu. Dumneavoastră ce spuneți? Stai puțin, Marius, că sunt confuz. Mesaje de amenințare și crezi că sunt în legătură cu accidentul de astăzi? Domn polițist, 100% sunt. Pentru că, uite, aici nu scrie, dar în prima scrisoare scria că ai zgâria mașina, nu știu ce, 100% sunt în legătură cu acel accident. Dar nu v-ați înțeles cu doamna aia, Ramona? De ce v-ar amenința? Exact! Și pe lângă chestia asta scria că noi i-am zgâriat mașina lui Ramona, care e foarte greșit că ea a zgâriat-o, era vina ei, a ieșit din parcare prost. În fine, nu intrăm în detalii, dar mi se pare foarte ciudat ce se întâmplă. Ok, foarte ciudat. O să mă interesez și de dimineață o să-ți dau un răspuns mai clar. Dar stai, gândește-te, ești sigur că sunt de la ea? Bă, copiii noștri au avut o idee foarte bună și ne-au zis că poate este o farsă. Poate niște copii au trecut pe acolo, au văzut ce s-a întâmplat și au zis să facă o farsă. Dar, bă, până să ne spargă geamul, eu cred că ai dus farsa prea departe. Una sunt scrisori de-astea de amenințare care n-au niciun sens, alta e să spargi geamul. Cine știe, poate era cineva la geam. Abar n-am, cred că a fost spart cu piatră, îi dădeai lui ăla cu piatră în cap, murea, doamne ferește, ce zic. Domn polițist, vă rog eu să vă interesați și de dimineață o să vin la dumneavoastră. Bă, păi și fete, nu știu, mi se pare foarte ciudat ce se întâmplă, bro, nu m-aș fi așteptat niciodată să se întâmple chestiile astea, nu știu, habar n-am. Haideți că o să mă duc înapoi acasă și o să încerc să mă bag la somn. O să reparăm geamul, rapid reparăm, punem geam acolo, țaca-paca, dar după ne băgăm la somn. Aoleu, fraților, Magdalena, de ce m-ai trezit? Cât e ceasul? Oh, perfect, credeam că iar e dimineață ca ieri și iar mă simt obosit, nu, se pare că e seară. Dar de ce m-ai trezit la ora asta, Magdalena? Marius, de ce e un om care se holbează la noi în fața casei? Să sunăm la poliție, poftim? Bă! Bă, cine e ăsta, men? Bă, fraților, ăsta pare să fie vreun bărbat la așa la 40 de ani. Bă, cine e ăsta, Cornel? Cine e ăsta, fraților? Stați puțin că eu, pe bune, ce să mă panichez. Cine e ăsta? Cine-i acest Cornel? Nu, stați puțin. Copii și voi v-ați trezit. Tata, mi-e frică. Cine e nenea ala de afară? Stați puțin că o să mă duc să vorbesc cu el. Spune-i să plece. Bă, ce face omul ăsta, men? Cine e omul ăsta și de ce se holbează la familia mea? Bă! Domnule, aici e proprietate privată. Nu mai stați în fața casei mele. Ce faceți? Ce, mă, ți-ai luat stradă? Nu stau în fața casei tale, stau pe stradă, care e domeniu public. Stau aici cât vreau eu, tu n-ai somn? De ce nu dormi? Bine, mă, stai aici, bă. Bă, care-i treaba cu asta, fraților?
O să mai aștept puțin. Dacă nu pleacă, o să sun la poliție. Ca altceva, nu știu ce să fac. Dar nu știu, mi se pare ciudat rău de tot. Vești bune, băieți și fete, a plecat ciudatul ăla. Într-un final a plecat. Bă, dar care-i treaba cu el? Credeți că ăla e cel care ne-a trimis scrisori de amenințare? Doamne ajută că a plecat. Mâine neapărat să te duci la poliție și să-i spui domnului polițist despre întâmplarea asta. Bă, asta o să fac, fraților. Asta o să fac. Până la urmă, poate nu era Ramona cea care ne amenința. Poate era omul ăsta, dar de ce? Bă, dar stați puțin, fraților, că amenințările alea țineau într-un fel de mașină. Cum adică să nu fie Ramona? Zicea omul ăsta că ai zgâria mașina, că nu știu ce. Știi? Adică, nu știu, omul ăsta are vreo legătură cu Ramona, habar n-am. Ia să-ți faceți să fiu sigur că a plecat ciudatul și că nu se ascunde pe undeva pe aici. Da, se pare că a plecat, mașina e intactă din câte puteți vedea. Bă, foarte, foarte ciudat ce se întâmplă. Copii, a plecat domnul ăla, puteți să vă băgați înapoi la somn. A plecat, da. Nu știu dacă o să mai pot să dorm, nici eu, dar măcar hai să încercăm. Mamă, fraților, foarte ciudat. Mâine de dimineață mă duc la secție și zic lui domnul polițist ce s-a întâmplat, că pe bune, nu știu, m-au luat așa fiorii, pe bune. Bună dimineața, băieți și fete, abia ce m-am trezit. Haideți că de data aceasta chiar am dormit bine. Neața, Magdalena. Neața, iubire, te rog eu înainte să mergi la muncă să te duci până la secție. Aseară l-am visat pe bărbatul ăla, deja mi-a dat eroare. Bă, și eu, mi-era frică să n-am vreun coșmar. Haideți că o să merg la secție, fraților, și o să-i zic lui domnul polițist despre ce e vorba. Însă am stat și m-am gândit, fraților, că bă, poate ăsta ne-a trimis scrisori de amenințare. Dar care ar fi sensul că ne-a zis ceva de mașină zgâriată de nu știu ce? Adică, bă, păi ciudat, rău de tot, pe bune. Copii, haideți că eu să mă duc până la secția de poliție. Ne vedem când veniți de la școală. Tata și dacă o să ne urmărească la școală, nu o să vă urmărească. Îmi e frică să merg la școală. Cred că ție-ți e frică din alte motive, că nu ți-ai învățat lecția. Hai, du-te la școală și nu mai fă pe interesantul. Haideți să mergem, băi, și vede până la secție, după o să mă duc la muncă. Bă, dar e ciudat rău de tot ce se întâmplă. În continuare nu înțeleg ce treabă are omul ăla. Că 100%, 100% el ne-a trimis alea de amenințare. Că se holba ciudat la noi. Și noaptea, era și un băiat așa la 40 de ani, nu știu. 100% el ne-a trimis chisturile de amenințare. Dar ce treabă ar avea el cu Ramona, fraților? Că, pe bune, nu înțeleg. Hopa, ia uite! Ia uite că Ramona e la secție. Perfect aici. Domnule polițist, deci, haideți să vă zic ceva. Aseară, pe la ora, nu știu, 1, 2, 3 dimineața, un domn pe nume Cornel, pe la 40 de ani, stătea în fața casei noastre și se holba la noi. Am ieșit afară la el, am încercat să-i zic să plece, dar mi-a zis că, bă, eu stau pe domeniu public, stau pe stradă, fac ce vreau. Nu știu, ciudat rău de tot. Un domn pe nume Cornel, ok, atunci înseamnă că povestea dumneavoastră chiar este adevărată. Ce s-a întâmplat? Marius, ascultă-mă. După ce mi-ai spus tu ce ți s-a întâmplat, am chemat-o pe Ramona la secție și mi-a explicat că ea știe cine face chestiile astea și cere scuze. O să facem un mandat de arestare pentru Cornel și o să-l dăm în urmărire. Sper ca astăzi să-l prindem. Stai puțin, Ramona, tu-l cunoști pe Cornel ăsta? Bă, fraților, sunt în ceață. Ramona, îmi poți spune și mie mai exact ce se întâmplă aici? Marius, mai știi când v-am spus în parcare că trec printr-o perioadă mai grea? E vorba de un divorț. Cornel e fostul meu soț și am divorțat acum o săptămână pentru că el m-a înșelat. Mamă, ok, dar asta nu justifică ce s-a întâmplat. Și are niște probleme psihice. De o săptămână mă urmărește prin tot orașul și îmi trimite poze cu mine prin poștă. Mi-a trimis și poze cu casa voastră, poze pe spatele cărora scria: o să mă răzbun eu pentru tine. Băi, asta vrea să ne facă nouă ceva pentru că am făcut accidentul ăla minor în parcare, care a fost și vina ta, fără supărare, bă, l-ai nebun? Probabil a văzut accidentul, iar acum vrea să se răzbune ca să-mi arate mie ce bărbat adevărat e. Bă, l-ai nebun? Îmi cer mii de scuze. Gândiți-vă că eu trec prin asta deja de 15 ani de zile. Atunci e bine că ați divorțat. Sper ca poliția să-l aresteze și să nu mai existe probleme. Mamă, ok, acum totul are sens, băi, și vedeți, ok, acum parcă are sens. Mamă, dar ciudatul ăla. Bro, domn polițist, vă rog eu să-l prindeți. Mamă, de ce are probleme psihice? Ăla vrea să ne facă nouă rău, că am făcut accidentul ăla în parcare, e nebun? Doamne, iartă-mă. Haideți că o să mă duc până acasă, o să le explic copiilor mei și soției mele ce s-a întâmplat și după mă duc la muncă.
Doamne, iartă-mă, ce om ciudat! În sfârșit am ieșit și eu de la muncă, fraților. Bă, am stat toată ziua și m-am gândit la Cornel ăla, la ciudatul ăla. I-am tot dat mesaje Magdalenei la muncă. Băi, asta-i. Unde sunt Magdalena și copiii, fraților? De ce nu sunt acasă? Hopa, ce-i asta? Pentru Marius de la Magdalena. Marius, iubire, suntem la secția de poliție. Vino și tu când ajungi de la muncă. Dar de ce s-au dus la secția asta? Bă, ce se întâmplă, fraților? Doamne, iartă-mă, dar eu nu înțeleg ce e în regulă cu omul ăla, bro. Mamă, sper că nu s-a întâmplat ceva. Adică, din scrisoare văd că Magdalena nu e chiar atât de panicată. Deci bănuiesc că nu s-a întâmplat ceva. Că dacă s-ar fi întâmplat, era și ea mai panicată în scris. Ia stați puțin, ia uite, cine-i sus? Izabela, Răzvan, Magdalena și domnul polițist. S-a mai întâmplat ceva? A mai venit Cornel pe la noi pe acasă cât timp am fost la muncă? Ce s-a întâmplat? Tata, ce bine că ai venit! Am venit la poliție pentru că astăzi, cât timp veneam de la școală, eu și Răzvan l-am văzut de mai multe ori pe Cornel în spatele nostru. Omul ăla a dezvoltat o obsesie pentru noi și acum ne urmărește. No. Domn polițist, trebuie neapărat să-l prindeți pe psihopatul ăsta. Tata, dacă Cornel nu e prins, eu pe bune nu mă mai duc la școală. Mi-e prea frică. Bă, și mie mi-e frică să te mai trimit la școală. Domnule polițist, trebuie să facem ceva. Cornel e un stalker și ne terorizează și pe noi și pe biata de Ramona. Domn polițist, spuneți-vă, rog, că aveți un plan. Da, observ. Ok, am un plan. O să vin și eu la voi acasă. Probabil planurile lui nu se rezumă la doar urmări pe stradă. Probabil o să vrea să acționeze. Hai, mergem toți acasă și o să stau și eu acolo. Iar când o să vină, o să fiu pregătit să-l arestez. Bă, cred că e un plan destul de bun, nu? Adică, practic, avem protecție de la domn polițist. În fine, hai să mergem. Bănuiesc că până diseară o să-și facă apariția. Că na, tot face chestii de-astea ciudate, specifice unui stalker. Fraților, deja s-a făcut seara și nici urmă de Cornel. N-a venit deloc la noi acasă sau, nu știu, poate a venit și l-a văzut pe domnul polițist și a plecat. Ok, încă nu a apărut. Voi puteți să vă băgați la culcare, eu o să stau treaz. Ar trebui să apară. Ceilalți colegii mei care îl caută prin tot orașul spun că nu l-au găsit. Îmi e frică și dacă plănuiește să ne facă ceva, probabil chiar asta face Magdalena. Dar nu știu, sper să-l prindem. Tata, eu îți repet, dacă Cornel nu e arestat, eu nu mă mai duc la școală. Termină-te. Îmi e frică, tata. Bun, fraților, haideți că o să încercăm să ne odihnim și vedem dacă Cornel o să vină sau nu. Sperăm să reușim să-l arestăm. Fraților, cred că este miezul nopții și din fericire îi mulțumim lui Dumnezeu. Cornel a fost arestat. Deci eu dormeam cu Magdalena. Bă, și la un moment dat a început domnul polițist să țipe. M-am gândit, Iisuse Hristoase, ce se întâmplă? Și a scos pistolul și a zis: rămâi pe burtă, stai pe burtă, stai pe burtă. Deci l-a arestat pe Cornel. Și acum au venit ceilalți de la trupele SWAT. Mamă, deci ăsta voia să vină noaptea la noi acasă. Dar oare ce voia să facă? Ce bine că l-au prins, pe bune. Acum o să mă duc la școală. Sunt traumatizat, măcar mâine. Păi mâine te duci, Răzvane, hai. Dar văd că au confiscat ceva de la el. Ce avea acolo? Domnule polițist, ați confiscat ceva de la Cornel? Marius, cred că decizia de a veni să stau cu voi a fost una dintre cele mai inteligente alegeri pe care le-am făcut de când sunt polițist. Știi ce am confiscat de la Cornel? Un cuțit și un aparat foto. Plănuia să vă ucidă pe toți, iar după să-i trimită pozele Ramonei ca să se împace cu ea. O să fie trimis la închisoare. Doamne ajută că am reușit să-l oprim. Iisuse Hristoase. Mamă, băi și fete, mamă, acum mă simt foarte ciudat. Voi realizați? Ce credeți voi, fraților, că s-ar fi întâmplat dacă domn polițist n-ar fi venit să stea cu noi în seara asta? Ce credeți că s-ar fi întâmplat? Eu nici măcar nu vreau să mă gândesc.